Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut posibilitatea vineri, 12 septembrie, să profite de șansele oferite prin bursa locurilor vacante din domeniul confecțiilor. Mirela Domnică, directora GOFM, a declarat că prin organizarea acestei burse, angajatorii vor putea selecta numărul de persoane necesare pentru forța de muncă, iar tinerii care nu vor reuși să obțină un job vor rămâne cel puțin cu experiența unui interviu, fapt ce îi va ajuta pe viitor la următoarea aplicare într-un domeniu. La cererea angajatorilor din domeniul confecțiilor, ne-am propus să organizăm la sediul nostru și la punctul de lucru Fălticeni, o bursă specială pentru acest domeniu, întrucât angajatorii care ne-au contactat ne-au relatat că au o mare nevoie de forță de muncă și calificată și necalificată pentru a-și onora contractele pe care le-au încheiat. Ca instituție care asigură medierea între angajatori și cei care nu au un loc de muncă, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, am pus la dispoziție toată logistica de care dispunem. Iar la sfârșitul acestei acțiuni dorim să tracem o linie care să dea un rezultat pozitiv atât pentru angajatori cât și pentru cei care au venit cu speranța să-și găsească un loc de muncă. Câte lucruri aveți disponibile? Sau cu câte lucruri au venit angajatorii? Cumulat punctul de lucru Fălticeni și municipiul Suceava sunt peste 400 de locuri de muncă. Avem și un angajator care s-a prezentat fără să fi confirmat o participare cu un număr limitat de locuri de muncă. În jur de 420 de locuri de muncă au fost oferite la această bursă. Noi nutrim speranța că toată lumea va avea de câștigat de pe urma acestei burse, în sensul în care angajatorii își vor selecta un număr necesar de angajați. O parte din cei care s-au prezentat să-și găsească un loc de muncă, după cum ați putut constata, nu toți cei care s-au prezentat la această bursă au venit cu intenția de a se angaja, de a-și găsi acest loc de muncă în domeniul confecțiilor. Ceea ce îmi doresc este pentru această categorie cel puțin să rămână cu experiența unui interviu și a unei participări la bursă, în eventualitatea în care la bursele viitoare pe care le vom organiza pentru absolvenți, de exemplu pe 26 septembrie, această experiență să le fie utilă ca și modalitate de a le crește șansa de a-și găsi un loc de muncă, de a convinge un angajator să-i angajeze. Sunt doi angajatori dintre cei care participă care au zis că sunt dispuși să angajeze personal necalificat, urmând să asigure diverse forme de calificare la locul de muncă. După această bursă ne propunem să purtăm o discuție și cu angajatorii, să vedem care este problema și eventual unde putem interveni noi ca să putem crește și gradul lor de vizibilitate și oferta care este cât se poate de serioasă, pentru că au contracte ferme, salariile pe care le oferă sunt peste salariul minim pe economie, au seriozitate în ceea ce privește plata contribuțiilor, astfel încât presupun că trebuie insistat în acest domeniu în care evident este nevoie de forță de muncă, insistat în ceea ce privește promovarea unui domeniu care poate oferi șansa unui loc de muncă pe termen lung. Întrebați de ce anume sunt dispuși să ofere și care sunt condițiile pentru a obține un loc de muncă în domeniul confecțiilor, mai mulți angajatori și-au expus ofertele și condițiile privitoare la profilul perfect al candidatului. Oferta de astăzi este foarte generoasă, având în vedere că avem 3 firme în care angajăm cu seriozitate confecționeri, tehnolog, în domeniul confecțiilor un inginer, în domeniul confecțiilor și le oferim condiții extraordinare, depinde după capacitatea lor de muncă, cine are interes câștigă și bani. Am venit cu 20 de locuri de muncă de confecționer îmbrăcăminte. Ne-am dori oameni calificați, dar sigur suntem dispuși să avem răbdare cu ei și să-i ajutăm să se califice la locul de muncă. Salarizarea de la minimum pe economie 900 se poate crește în funcție de performanța care o au la locul unde sunt angajați pe postul respectiv. Deci am venit cu o ofertă mai modestă, sperăm să reușim să o acoperim. 5 muncitori calificați, 5 necalificați. Dacă vor fi mai mulți, vom extinde și noi lista. Plafonul de salarii este foarte bun, începând de la salariul pe economie, se poate ajunge la un câștig substanțial, cel ce își dă interesul, bineînțeles, și e dornic de muncă. Program 6. 4. În program 8 ore pe zi, dar să facă față, să țină pasul cu toți angajații. Le ofer un loc de muncă stabil.
bun pentru femei. De-aia mă bucur că au venit și alți colegi de-ai noștri din domeniu, pentru că în confecții se asigură pentru femei un loc de muncă bun, o meserie frumoasă, nu cum spun unii că în confecții e ca în ochnă, e ca nu. Este o meserie frumoasă pentru femei, curată, liniștită, de unde foarte multe pot ieși chiar la pensie. De asemenea, oamenii care au participat la această bursă și-au exprimat dorința cu privire la obținerea unui loc de muncă. Eu sunt prezentă cu o cunoștință ca să ajut să-și caute un loc de muncă. Ce vârstă are? 56 de ani, este undeva pe hol afară și vrea să-și caute muncitor necalificat sau altceva. Găsesc un loc de muncă în domeniul confecțiilor, am fost chemată și aștept rândul. Am venit să văd mai multe aspecte, poate pe viitor m-ar interesa, dar deocamdată... De ce nu te atrage munca în confecție? Nu știu, pentru că am alte interese. În principiu am reușit, însă nu sunt foarte decisă. O să merg să dau o probă, apoi o să mă decid. Am vorbit cu 3 angajatori la 3 firme și într-una dintre ele o să mă angajez într-un viitor, cred. Trage domeniul confecțiilor? Da, deși liceul pe care l-am absolvit nu are legătură cu confecțiile, mi-ar place, sunt fată și mi-ar place. Ești la prima bursă de genul ăsta sau ai mai participat și la alte burse? Nu, sunt la prima. La prima. Spune-mi cam ce salariu ai vizat? Așa. Păi, având în vedere că eu fac naveta, nu sunt din Suceava, nu știu, în jur de 800 de lei, 900, cam așa, pentru că 2 sunt pentru navetă, iar restul să fie salariu. Organizarea bursei locurilor vacante în domeniul textil a fost rezultatul unor cereri foarte mari venite din partea angajatorilor pentru obținerea necesarului de forță de muncă.